Reprezentanții ANAF susțin că cea mai bună metodă prin care contribuabilii se pot familiariza cu serviciile online este utilizarea lor. Mai mult, aceștia au și postat lista sediilor în care este disponibil noul serviciu pentru contribuabili. Astfel, la Constanța, calculatorul se regăsește la sediul de pe strada Ighe Duca, numărul 18, la camera 1, dar și pe Tomis, numărul 312A, la ghișeul 3 de la parter. Dotate sunt și sediile din Megidia, strada Decebal, numărul 37, Mangalia, Eforie Nord, Hârșova și Băneasa. De asemenea, inspectorii fiscali vor sprijini contribuabilii pentru familiarizarea cu orice serviciu online pus la dispoziție de ANAF, înscrierea în spațiul privat virtual, depunerea de declarații, consultarea ghidurilor și informațiilor existente pe site-ul ANAF, etc. Instituția precizează că începând cu 1 ianuarie 2019, comunicarea între ANAF și contribuabili va fi realizată exclusiv online.